Iată, ne-a ajuns să nu mai putem imagina viața fără aparate electronice. Telefonul mobil, radioul, televizorul sau routerul Wi-Fi sunt câteva dintre dispozitivele ce ne însoțesc aproape permanent. Puțini utilizatori și-au pus întrebarea cum funcționează aceste aparate. Cum poate o informație să ajungă instantaneu de la emițător la receptor fără fire sau cabluri electrice? O undă nevăzută cu viteza gândului poartă cu ea știrile și muzica de la radio sau televizor sau datele necesare telefonului sau calculatorului. Toate aceste dispozitive sunt radioemițătoare și radioreceptoare de unde electromagnetice. O undă electromagnetică este o radiație ce constă dintr-un câmp electric și un câmp magnetic ce se generează reciproc și se propagă în spațiu cu viteza luminii. Istoria radioului începe în 1865, când fizicianul Maxwell a demonstrat prin formule matematice existența radiației electromagnetice și propagarea acesteia în spațiu și timp. Este greu de imaginat așa ceva, chiar și acum după 150 de ani, dar cele patru ecuații matematice ale lui Maxwell demonstrează teoretic existența undelor electromagnetice. Tot atunci s-a demonstrat că și luminii este tot o undă electromagnetică. Fizicianul german Heinrich Hertz a propus și a și reușit în anul 1886 să demonstreze practic propagarea unui câmp electromagnetic în spațiu sub formă de undă. Hertz a folosit ca emițător o bobină Ruhmkorff și un condensator deschis cu două sfere metalice. Bobina Ruhmkorff este o bobină de inducție cu două înfășurări. Bobina primară, realizată din câteva sute de spire cu sârmă izolată de 1-2 mm, se alimentează printr-un contact de tip sonerie cu o tensiune de 12 V. Se induce astfel în bobina secundară de câteva zeci de mii de spire o tensiune foarte înaltă de ordinul kilovolților, care generează la capete o scânteie. Hertz a ales acest generator fiind cel mai la îndemână pentru acea vreme și pe considerentul că o descărcare electrică de înaltă tensiune poate genera mai multe armonici, unele dintre ele putând ajunge la frecvențe de câteva sute de mii de cicluri pe secundă. Receptorul lui Hertz, denumit și rezonator, era un cerc metalic întrerupt care genera o foarte mică scânteie vizibilă doar la întuneric complet. Pentru experimentul nostru folosim un mic LED. Hertz a murit foarte tânăr, la numai 37 de ani, fără a-și imagina sau vedea o aplicație practică a experimentului său. Marconi a fost primul inventator care a simțit valoarea comercială a unui transmițător cu scânteie. El și-a imaginat că cu un asemenea sistem perfecționat s-ar putea realiza un telegraf fără fir. La început, Marconi s-a folosit de o bobină Ruhmkorff ce avea o bornă legată la pământ și o antenă înaltă. Era nevoie de un detector de unde electromagnetice adecvat. Fizicianul francez Branly tocmai îl realizase în anul 1890. A fost denumit coeror și nu era altceva decât un tub din sticlă cu doi electrozi la capete. În interiorul tubului, între cei doi electrozi, era introdusă pilitură de fier. Materialul magnetic sub formă de pilitură de fier are proprietatea că atunci când este străbătut de un câmp electromagnetic, fie el și de intensitate foarte mică, se ordonează în așa fel încât poate să permită trecerea unui curent electric. Este foarte ușor de confecționat acasă, un tub de plastic de la un pix cu două șuruburi la capete și puțină pilitură de fier. Asta e tot. Câmpul electromagnetic generat de un aprinzător piezoelectric poate fi detectat de acest coeror. Odată orientate, particulele rămân ordonate. Este nevoie de o ușoară lovitură pentru a fi din nou deranjate. Operația se numește decoerare, iar Marconi a făcut-o automat prin amplasarea coerorului foarte aproape de clopoțelul soneriei.
Primul telegraf fără fir era deja construit. Un alt detector de unde electromagnetice mult mai performant este inventat de fizicianul german Karl Braun în anul 1901. Era un mic cristal de galenă, un mineral natural denumit și sulfură de plumb. Detectorul cu galenă, care a stat la baza realizării diodei punctiforme de detecție, este așa de simplu că oricine îl poate construi. Dacă nu avem la îndemână un mic cristal de sulfură de plumb, cu mare atenție și puțină îndemânare îl putem prepara în casă. Un amestec de două părți plumb și o parte sulf îl încălzim într-o eprubetă până la topirea completă a plumbului. Este posibil ca sulful să se aprindă și să ardă cu o flacără galbenă, de aceea ochelarii de protecție și mănușile sunt obligatorii. Eprubeta trebuie ținută cu un suport adecvat la distanță față de corp. Odată topit, amestecul se scufundă în apă rece. Eprubeta se va sparge și se va obține un cristal argintiu ce se poate sparge în bucățele mai mici. Este suficientă o bucățică pentru a construi un detector. Un suport și o sârmă oțelită sub formă de arc ce atinge cristalul formează o joncțiune. Detectorul este funcțional. Pentru probă mai avem nevoie de o cască de mare impedanță, o antenă exterioară de 10-20 de metri și o legătură la pământ. Putem detecta postul local de radio sau postul național de unde medie. Zeci de experimente a făcut Marconi pentru a crește distanța de emisie, atingând performanța că în 1910 să transmită semnale peste Oceanul Atlantic. Navele maritime aveau mare nevoie de acest aparat. Era singura metodă de a ține legătura între nave sau între nave și continent. Pornind de la efectul Edison de redresare în vid, fizicianul englez John Fleming realizează în anul 1904 dioda cu vid. Își face apariția primul tub electronic. Se putea realiza un detector superior mult mai performant și sigur în funcționare. În 1906, inginerul american Lee de Forest inventează trioda, un tub electronic cu trei electrozi denumit la început audion. Este începutul unui nou domeniu, electronica.
Trioda avea o extraordinară proprietate de a detecta și amplifica în același timp un semnal electric, dar de Forest a folosit-o la amplificarea semnalelor telefonice pentru distanțe lungi și la cinematograful sonor. Number 1. This test is to determine the potential of a gramophone. Mai are încă o proprietate. Dacă îi se atașează o bobină și un condensator, trioda intră în oscilație. Se formează un oscilator de unde întreținute cu o frecvență stabilă și foarte ridicată. Mai mult, radiația electromagnetică se poate modula, adică se poate combina cu un semnal vocal. Vocea sau muzica puteau fi transmise la mare distanță. Se construiesc în America și Europa tot mai multe posturi de radioemisie. Se construiesc deja aparate de radiorecepție. I've almost got it this time. You know where you can find me when you come to your senses. Wait a minute. Put these on. I only got two hands. I gotta untangle my line. So put the receivers on your head. You don't know what you're missing. There's a couple cute girls on the other side of the lake. I told them about you. Well, I didn't tell them everything about you. I didn't tell them you were crazy. But I did tell them... Jeez! You heard something, didn't you? What the hell is that? That's Doc Harold's music. I did it. Are you trying to tell me that music is coming from that wireless college in town? That's exactly what I'm saying. Listen. That's a John Philip Sousa march. What were you saying about me being crazy? Shh. I want to hear this. Primele radioreceptoare erau simple detectoare cu galenă și un ansamblu de bobine și condensatoare, din care unul variabil. Audiția se făcea într-o cască telefonică. Avea avantajul că nu necesita energie electrică, dar dezavantajul că doar o singură persoană putea asculta la acest radio. Era atât de simplu că se putea construi de către aproape oricine acasă. Pentru un asemenea aparat ai nevoie de puțină sârmă de cupru emailat, un condensator variabil recuperat de la un radio, o diodă sau un tranzistor, o cască telefonică și, cel mai important, o antenă exterioară lungă de 10-20 de metri și o legătură la pământ. Casca telefonică trebuie să fie cu membrană metalică recuperată de la un vechi telefon. Bobinați 90 de spire pe un tub de carton cu diametru de 3 cm și fixați-l vertical pe o placă de lemn. Faceți legăturile între piese ca în imagine și este gata. Receptorul va funcționa din prima încercare fără niciun reglaj suplimentar.
Pentru o audiție confortabilă s-au folosit tuburile electronice cu vid sau lămpile, cum s-au denumit la început, pentru că filamentele încinse produceau și lumină. Philips a produs, începând cu 1924, o triodă specială accesibilă ca preț. Avea nevoie de o tensiune de 4V pentru filamentul care era în același timp și catod și de 20 până la 150 de volți pentru tensiunea anodică. Un radioreceptor cu o singură lampă putea oferi o audiție satisfăcătoare într-o cască telefonică la care i s-a atașat o pâlnie metalică. Așa a apărut primul difuzor, ce s-a numit la început vorbitor. Pentru alimentare avea nevoie de 4,5 V pentru filament și 30 de V pentru anodul tubului. Se foloseau de regulă elementele clanșe legate în serie. Acest radio primitiv s-a utilizat pe scară largă, fiind foarte ușor de construit dintr-un kit ce se putea cumpăra de la magazinul de specialitate. Întreaga familie putea asculta unul sau maxim două posturi de radio într-o cameră liniștită. Începând cu 1924, se construiesc emițătoare mai puternice, dar și aparate de radio din ce în ce mai performante. Se inventează difuzorul cu paletă liberă cu membrană din hârtie, ce putea oferi o audiție de calitate la un volum satisfăcător. Un radio comercial destinat publicului larg a fost radioreceptorul cu reacție. Philips a construit asemenea aparate utilizând 3 tuburi electronice ce puteau să recepționeze mai multe posturi din gama de unde medii sau lungi. Se numește cu reacție pentru că o parte din semnalul de ieșire se introduce printr-un sistem de 2 bobine, din care una mobilă, la intrarea în detector, sporind astfel nivelurile de amplificare și de selectivitate ale aparatului. Fiind foarte mare, s-a ales varianta cu carcase separate pentru difuzor și radioreceptor. Avea nevoie de o antenă exterioară și o legătură la pământ. Se alimenta la rețeaua casnică de 110 V. Utilizarea acestui radio nu era tocmai simplă. După alimentarea aparatului și încălzirea tuburilor, se reglează circuitul de reacție până la apariția unei oscilații sau preoscilație sub forma unei pocnituri. Se caută un post din condensatorul variabil, după care se reglează din nou reacția pentru creșterea volumului în difuzor până la limita de auto-oscilație. În continuare, se alege o bornă de antenă din cele trei, în care semnalul este cel mai puternic, după care se adaptează circuitul de antenă prin reglarea celui de-al doilea condensator variabil din partea stângă a aparatului.
pentru alt post se reiau toate operațiile. Toate aceste reglaje vor dispărea odată cu realizarea următoarei generații de aparate numită superinductanță. Începând cu 1930, apar pe piață aparate de radio compacte. Același difuzor cu paletă liberă, dar mai mic în diametru, este montat în aceeași carcasă cu aparatul. Un design modern cu o scală iluminată și cu alimentare la mai multe tensiuni, inclusiv 220 de V, fac ca aceste aparate de radio să fie din ce în ce mai căutate. La acest Philips 830A, montajul electronic conține 5 tuburi electronice conectate între ele prin intermediul unui bloc de bobine și altul de condensatoare. Pentru a fi ferite de interferențe, bobinele și condensatoarele foarte bine calculate sunt introduse în carcase de cupru. Noțiunea de superinductanță în descrierea acestui tip de radioreceptor relevă utilizarea unui sistem complex de bobine la cuplajul între etaje, astfel ca reacția să se realizeze la un nivel optim, automat și, bineînțeles, fără a intra în oscilație. Utilizarea lui devine mai simplă, dispărând butonul de reglaj al reacției. Nu mai avea nevoie nici de acordul manual al antenei. Avea o cutie din imitație de nuc, cu baza din bachelită, cu un design plăcut denumit popular catedrală. Volumul sunetului era foarte mare, în plus avea o priză la care se putea conecta un difuzor suplimentar. S-a fabricat timp de 6 ani asemenea tip de aparat. Un montaj îmbunătățit numit superheterodină este gata de a intra în fabricație. În anul 1925 se inventează difuzorul cu bobină mobilă. Pentru același volum de audiție avea diametrul la jumătate.
Nu exista o tehnologie pentru fabricarea unui magnet permanent performant, de aceea a fost necesară o bobină ajutătoare. S-a numit difuzor dinamic cu bobină de excitație și s-a folosit pe scară largă începând cu anul 1935. Tot atunci se construiește cel mai performant aparat de radio, așa cum îl cunoaștem și azi, aparatul superheterodină. Montajul superheterodină utilizează un semnal de o frecvență intermediară fixă, obținut din combinația semnalului din antenă cu cel al unui oscilator local. Cele două condensatoare, cel din circuitul de intrare și cel din oscilatorul local, sunt pe același ax, astfel că semnalul rezultat are întotdeauna aceeași frecvență. Acest semnal se amplifică de regulă în două etaje, cuplajul între ele fiind prin două mici transformatoare realizate pe miez de ferită. Radioreceptorul superheterodin oferă cea mai bună selectivitate și sensibilitate. Utilizarea lui este foarte simplă. Un schimbător de game. Un buton de acord și unul de volum sunt suficiente pentru reglarea aparatului la cei mai înalți parametri. Ajungem aici, bine, la Stadionul Național din Sibiu, doamne Sunai. Apare gama de unde scurte ce au proprietatea de a se propaga la distanță foarte mare, fără relee intermediare. Toată lumea este acoperită de undele electromagnetice. Peste 20% din populația Europei își permite un aparat de radio. În timpul războiului, radioul a fost cel mai apreciat mijloc de informare. Știrile de pe front ajungeau instantaneu în casele oamenilor. Conducătorii țării se adresau direct atât militarilor cât și cetățenilor. 22 iunie 1941. Conducătorul de Ordinul Suprem. Ostași, ordon, treceți Prutul! După război s-a continuat producția de aparate de radio, fiind din ce în ce mai solicitate de populația de rând. Apare banda de unde ultra-scurte și modulația în frecvență, oferind o calitate mult superioară cu un zgomot de fond aproape insesizabil. Un radioreceptor staționar fabricat după 1950 oferă o fidelitate extraordinară, comparabilă sau uneori depășindu-le pe cele actuale. Montajul este ascuns într-o carcasă din lemn lăcuit cu finisaje deosebite, oferind o rezonanță specială. Difuzoarele sunt cu magnet permanent și de mare putere. Designul este foarte atrăgător, cu o scală iluminată și posibilități multiple de reglare a tonului. Antena exterioară și legătura la pământ erau opționale, majoritatea dintre ele putând funcționa cu antenă de cameră sau cu un simplu fir de sârmă de 2-3 metri. Fabricanții din toată lumea s-au străduit să realizeze pentru casele bogaților aparate în varianta de lux de mari dimensiuni, utilizate în salon sau aparate miniatură utilizate în dormitor sau în casele oamenilor de rând. Încă din 1938, mari producători de aparate de radio au proiectat și realizat aparate ce puteau fi alimentate la baterii, devenind astfel portabile. Erau foarte căutate de locuitorii din zonele rurale neelectrificate,
pentru aceștia fiind singura variantă. Brown realizează în 1941 un radio portabil cu tuburi metalice alimentate cu 1,4V pentru filament și 90V pentru tensiune anodică. Bateriile s-au fabricat special, fiind compuse din elementele clanșe de 1,5V înseriate până la obținerea tensiunii necesare. O pereche de baterii asigurau energia pentru 2-3 luni de funcționare. Aparatele portabile sau staționare pe baterii realizate după 1950 au utilizat tuburi miniatură cu un consum mai mic de energie și o tensiune anodică de 60-90V. Bateriile necesare erau destul de scumpe, iar în zonele rurale nu se găseau. S-a găsit rezolvarea acestei probleme prin utilizarea unei baterii de 1,5V pentru filamente și a 15-20 de baterii de lanternă înseriate pentru tensiune anodică. Radioul portabil nu mai necesita o antenă exterioară și nicio legătură la pământ. O bobină ascunsă în carcasa aparatului, legată în circuitul oscilant și opțional un fir de sârmă sau o antenă telescopică, oferea un câștig de semnal suficient pentru ascultarea în interiorul unei clădiri sau în aer liber. Fiind portabile, un picnic cu radioreceptor devenea mult mai savuros. O variantă de a alimenta un radio pe lămpi, mult apreciată de locuitorii zonelor rurale, a fost lampa termogeneratoare, ce funcționa cu petrol lampant ca orice lampă de iluminat. Lampa termogenerator produce într-o locuință rurală atât lumină cât și electricitate pentru un radio pe lămpi. Este agățată de tavanul camerei și odată aprins alimentează aparatul. Funcționarea se bazează pe fenomenul Peltier. Conține mii de mici termocuple care pe o parte sunt încălzite de flacăra lămpii, iar pe partea opusă sunt răcite de radiatoarele de aluminiu. Diferența de temperatură creează o tensiune electrică suficientă pentru alimentarea radioului. Poate genera 90V pentru tensiune anodică și 1,5V pentru filament.
aceste intervale de timp, traficul de călători și autoturisme se va desfășura în condiții normale. A fost desemnat un nou antreprenor pentru construirea centurii municipiului Tecuci din județul Galați, o șosea ocolitoare cu lungime de 7 km. Este a treia încercare pentru realizarea centurii Tecuci. Din Italia, reziliată cu mine, 60% stadiu fizic, pentru ca ieri să fie desemnat o firmă din România. Reluarea lucrărilor în această primăvară fiind posibilă doar dacă nu se depun contestații. Contractul pentru finalizarea lucrărilor la centrul de curs este estimat la 40 de milioane de lei, cu termen de execuție 12 luni. Până la sfârșitul anului ar putea fi deschise centrul. Și vede doar 3. Deși randamentul unui asemenea generator era de numai 5%, lampa a fost cea mai apreciată sursă de energie creată special pentru aparatele din zonele neelectrificate. Începând cu anul 1964, se dezvoltă transmisiunile stereofonice în bandă de unde ultrascurte. Sistemul a fost experimentat încă din 1953 pe banda de unde medii, atunci fiind necesare două emițătoare și două radioreceptoare independente reglate pe frecvențe diferite. Un radioreceptor stereo este identic cu unul mono până la etajul de amplificare. În plus, are în dotare un decodor capabil să extragă din unda purtătoare cele două semnale audio aferente canalelor stânga și dreapta. Semnalele sunt amplificate separat și redate în cele două difuzoare. Se creează astfel efectul de spațialitate, dându-se impresia că ascultătorul se află în fața orchestrei. Aici București, România. Transmitem pe stațiile programelor 1, 2 și 3, ora exactă. Avanpremieră Radio TV. Combina muzicală era un ansamblu de radioreceptori și pick-up sau chiar magnetofon introduse în aceeași carcasă. Radio cu pick-up a fost cea mai populară combina muzicală. Discurile puteau fi ascultate direct în difuzorul radioului la o fidelitate nemai întâlnită până atunci. Încă de la începutul, radioul și-a găsit locul și într-un autoturism. Inginerii au găsit soluția de a alimenta un radio pe lăm de la bateria mașinii. Un radio auto, din punct de vedere electronic, este identic cu unul staționar. Diferența constă doar în realizarea carcasei aparatului, aceasta fiind exclusiv metalică, dar cel mai important, în alimentarea sa de la bateria de 6 sau 12 volți automobilului. La început s-au construit mici grupuri motor-generator de curent continuu. Un motor alimentat la tensiunea bateriei antrenează un generator de tip dinam ce produce o tensiune între 100 și 200 de volți curent continuu, suficientă pentru anozii tuburilor electronice.
Următorul convertizor de tensiune s-a construit cu un transformator electric ridicător de tensiune. Pentru a fi ridicată, tensiunea trebuia transformată din tensiune continuă în tensiune alternativă. La început s-a realizat cu vibratoare electromagnetice, iar după inventarea tranzistorului cu elemente semiconductoare statice. Desigur că după ridicarea tensiunii, aceasta trebuia redresată și filtrată. Filamentele lămpilor se alimentează cu 6 V direct din baterie. Deplasarea cu automobilul devenea mult mai plăcută cu un radio la bord. Din 1958 începe era tranzistorului, astfel că după 1965 jumătate din aparatele de radio se fabrică cu tranzistoare. Unele modele chiar foarte mici. Consumul de energie este incomparabil mai mic, putând fi alimentate chiar și la o singură baterie de 9 V. Devin așa de portabile că încap în buzunar. Se numeau radio poșetă sau radio de buzunar. Mii de modele de aparate s-au construit, portabile sau staționare, mono sau stereo. Costurile de fabricație au scăzut atât de mult încât orice casă își permite un radio. Mii de modele de combine muzicale s-au construit, radiocasetofon, radiomagnetofon, radio cu pickup, radio cu CD, radio cu televizor sau mai multe combinații ale acestora. Miniaturizarea a ajuns la extrem fiind ascunse în căști, în telefoane sau în carcase independente de câțiva centimetri. Acum, după 100 de ani de la apariție, radioul și transmisiunile radio sunt prezente pe întreaga planetă. Toate știrile, muzica, imaginea, vocea sau datele de calculator călătoresc prin spațiu cu viteza luminii. Sateliții de telecomunicații oferă conexiunea permanentă între toți locuitorii planetei. Cu un singur click ai la îndemână informații și comunicații fără frontiere.